Grevă pe aeroportul Otopeni, angajații unei firme care se ocupă de îmbarcarea pasagerilor, transportul bagajelor și curățenie își vor suspenda vineri activitatea. Din această cauză, cursele aeriene ar putea avea întârzieri. Acțiunea de protest este anunțată pentru ziua de vineri între orele 13 și 15. Firma de handling a mai avut o acțiune de acest gen în luna ianuarie, însă reprezentanții companiei au suspendat greva pe motiv că nu a fost legală. Sindicatul firmei a câștigat recent în instanță dreptul de a protesta și spun că își vor duce planurile până la capăt. Personalul se plânge de salariile mici și pentru că nu sunt suficienți angajați pentru munca prestată. De asemenea, angajații firmei de asistență aeronavelor și pasagerilor reclamă faptul că nu li se asigură transport Aportul spre și din spre locul de muncă, și nici de contarea acestuia, în condițiile în care turele de lucru încep în cursul nopții. Din cauza protestului de vineri, cursele ar putea avea întârzieri și de până la două ore, anunță reprezentanții aeroportului Otopeni.